La Râmnicu-Vâlcea, la noi, deci un câine s-a atașat atât de mult de un taximetrist din oraș, încât îl însoțește în toate cursele. Fie caniculă, fie viscol, de 2 ani, Florică aleargă neobosit pe lângă mașină cât este ziua de lungă. Câinele Florica a devenit vedetă în Vâlcea și taximetristul Ion Iordache e celebru de când are așa un însoțitor în toate cursele. A venit odată, i-a dat de mâncare și s-a atașat de el. Uite că el pe mine mă iubește câinele, că îi mai dau și o dar când vede că intru în taxiu, să mă muște. Florica nu-i greu de găsit prin oraș. Aleargă mereu pe lângă mașină, ca și cum ar fi colegul de serviciu al taximetristului. Merge 10 de kilometri în fiecare zi și nu se teme de nimic, nici măcar de celelalte mașini care trec razant pe lângă el. Am schimbat mașina și tot așa, și e atașat bine. Când mă vede dimineața, gata, primul. Dumneavoastră, da, plecați în cursă. Era. Am încercat să-l depărtez, nu se poate. Taximetria a devenit un adevărat loc de muncă pentru câinele Florică. Seara, după ce Ion Iordache își încheie tura și se întoarce acasă, și Florică merge la stăpânii lui, care locuiesc la marginea orașului. Dimineață începe însă o nouă zi de lucru.